pe centura capitalei din ce văd de aici, coada pentru a intra de pe centura capitalei dintre Glina și autostrada Soarelui Măsoară, sute de metri, nu este exclus ca această coadă să se întindă până la intersecția cu splaiul Independenței, paralel cu Dâmbovița, pentru că mai mult de atât nu se poate vedea. Deja vorbim, așa cum am spus, de un vârf de aglomerație și autostrada Soarelui este foarte aglomerată încă de la ora 4. Din nefericire au început și tamponările pe fundul nepăstrării distanței de siguranță între autovehicule în zona kilometrilor 80-90, evident pe sensul de deplasare spre litoral. De la ora 6 a intrat în vigoare o restricție de tonaj pe autostrada Soarelui până la Murfatlar, pe DN39 Gigea Mangalia și pe DN7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea Veștem. Pentru a doua, interdicția se referă la autovehicule de peste 3,5 tone, iar pe DN39 și pe DN7 restricția se aplică pentru 7 tone și jumătate, fiind exceptate transporturile de produse perisabile și sub temperatură controlată.